Salutare tuturor! În videoul acesta am să demitizez vectorii, am să vă arăt cât de simplu este să lucrez cu vectori. Știu că foarte mulți elevi când încep să lucreze în clasa 7, clasa 9, nu înțeleg mai nimic. Vreau să vă arăt vectorii dintr-un alt punct de vedere și totul va deveni mult mai ușor. Prin clasa 6, 7 sau în clasa 9 facem cunoștință cu aceste obiecte matematice total noi. Până acum știm numerele, poate să fie radical din 2, poate să fie 2004, dar acum apar aceste animale matematice care se numesc vectorii. Este o săgeată care are direcție, are sens și așa ni se spune. De exemplu, dacă vrem să-i adunăm, uitați aici, adunăm vectorul 1 plus vectorul 2, nu? Deci V egal cu V1 plus V2, vectorial, deci nu adunăm pur și simplu în mărime scalară. Și regula paralelogramului este să ducem un vector paralel din vârful acesta, un vector paralel cu V1 din vârful acesta, iar apoi să tragem o săgeată acolo. Și ăsta este vectorial V1 plus V2. Ok? Alt algoritm de adunare a vectorilor ni se spune că dacă avem o înșiruire de vectori. Aici, V1, V2, V3, un pic. V3, V4 și V5, atunci suma acestor vectori va fi de aici până aici. Ok? Asta învățăm noi. Problema cea mare care au elevii cu acest gen de algoritm, de reguli de adunare, este că dacă ți se zice mărimea și unghiul mai multor vectori, tu nu ai învățat la geometrie, n-ai învățat cum să deduci mărimea. Cât e de mare ăsta? Mărimea. Mărime. Tu habar n-ai cât e de mare. Tu poți să-l faci așa cu paralelograme, cu reguli din astea de vectori în lanț. Dar nu ai, ca să zic așa, nu ai imediat o metodă clară ca să ajungi, de exemplu, să știi cât e unghiul ăsta și să știi cât e lungimea acestui segment. Asta ar trebui să știi. Dar nu ai, geometria din gimnaziu nu te pregătește ca să răspunzi la asemenea întrebări. De aceea cred eu că se lucrează foarte, foarte greu cu vectorii. Și acum vreau să vă arăt cum puteți să vă gândiți la aceste situații într-un fel mult mai simplu. Și acum o să vă trag o axă de coordonate. Haideți să facem prima dată o axă de coordonate și să vedem, de fapt, vectorii ăștia unde stau. Ceea ce nu vi se spune vouă este că vectorii sunt parte dintr-un așa zis spațiu vectorial. Și să vedeți că când vă gândiți așa, totul va deveni mult mai simplu. Deci asta e axa X, să zicem. Axa Y, nu întotdeauna trebuie să fie X și Y, dar așa e. Iar aceste axe au niște vectori unitate. Ok. Opa, stai un pic. Aceste axe au niște vectori unitate. Uite aici. X unitate și Y unitate. Ok? Și o să îi denumim cu X căciuliță, Y căciuliță. Bine? Acești vectori, deci X căciuliță este în direcția X și are mărimea 1. Deci modulul acestui vector X căciuliță este 1. Modulul acelui vector Y căciuliță este tot 1.
Odată ce avem acești vectori și vectorul x și y sunt ortogonal unul cu altul, dar nu putem vorbi încă de ortogonalitate pentru că încă nu am învățat produsul scalar dintre doi vectori. Dar vedeți voi aici unghiul ăsta de 90 de grade. Nu trebuie să vă spun, suntem pe o caie de pătrățele, unghiul dintre x și y e de 90 de grade. Hai să desenăm acum un vector. Să desenăm un vector arbitrar. Tragem un vector. Pac. Bun. Odată ce am tras acest vector, hai să măsurăm câte pătrățele ne-am mișcat în stânga și câte pătrățele ne-am mișcat în dreapta cu acest vector. Ok? Mergem de aici și ne mișcăm încoace. Ok? De aici încolo. Ia să numărăm pătrățelele. 1, 2, 3, 4. Ok? Deci vectorul nostru va fi vectorul nostru V. Asta e V. V va fi egal cu 4 X căciuliță, că practic sunt 4 pătrățele în direcția X. Vedeți? Aici. Și în direcția Y, ia să vedem câte am mers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7 Y căciuliță. Așa se scrie acest vector descompus în cei doi vectori ai bazelor. Deci X și Y, X căciuliță, Y căciuliță, formează o bază în acest spațiu vectorial. În momentul următor, dacă noi luăm un al doilea vector, un vector V2, să zicem. Hai să-l desenăm și pe el, să nu se supere. Luăm un vector V2. Deci noi acum luăm un vector V2. Pam. Am luat vectorul V2 și tot așa măsurăm câte pătrățele merge fiecare acest vector V2 în toate direcțiile. Și dacă ne uităm, V2 va fi așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 5. Ok? V2 13x plus 5. Dacă adunăm acești doi vectori, adunarea este foarte simplă. Nu trebuie să mai facem niciun fel de triunghiuri, paralelograme și alte prostii. Trebuie pur și simplu să adunăm pe axele respective. Deci adunăm doar cei pe axa X și adunăm cei pe axa Y. Deci V plus V2 va fi egal cu 13 plus 4, 17 x căciuliță, plus 7 plus 5, 12 y căciuliță. Asta e tot. N-a trebuit să facem niciun desen, nimic. Și acum, dacă chiar vreți să încercăm, dacă o să-l faceți, găsiți punctul ăsta, veți vedea că respectă regulile care vi se spun la școală. Și am ales exemplul ăsta pentru că e un vector luat la întâmplare. De fapt, asta și face regula asta pe care o vedeți. Vedeți, în momentul în care aduci ăsta V1, îl aduci acolo, tu practic ai adăugat axei X. Vedeți? Asta e problema, că nu vi se zice că aici de fapt este o axă, este o axă X și aici este o axă Y. Dacă vi s-ar spune chestia asta la școală, tot ar fi mult mai simplu. Deci aici, ai aici pe axa X, ăsta este V1X și ce vedeți, lungimea asta este V2X
Și tu când ai făcut toată lungimea asta, ajungi la V1X plus V2X. Okay. Și V2 nu are pe axa Y nimic, deci nu-l mai muți. Okay? Dacă e așa. Asta nu vi se spune. Deci, practic, adunarea vectorilor este adunare pe aceeași axă. Asta e tot. Bun. Acum, hai să facem produsul vectorial. Produsul vectorial e altă chestie, foarte lumea foarte cum nu înțelege care e treaba cu produsul vectorial. Haideți să facem și produsul vectorial cât mai simplu. Ai un vector. Hai să-l fac și pe celălalt. Asta vi se spune la școală, deci produsul scalar a doi vectori. Nu, produsul vectorial o să-l facem mai încolo. Îl facem și pe el, dar acum face produsul scalar a doi vectori. Deci asta este unghiul alfa între ele. Avem aici vectorul V1, vectorul V2 și ni se spune că produsul vectorial V1, V2 este modul din V1, modul din V2, cosinus alfa. No, asta e chiar o chestie, ca să zic așa, greu de înțeles. Și am să vă arăt cum se calculează produsul scalar dintre doi vectori în mod general. Dacă ai vectorul V1 și asta este V1x x căciuliță plus V1 Y, un pic, V1 Y căciuliță V2 egal cu V2 X căciuliță plus V2Y căciuliță. Produsul vectorial dintre acești doi vectori, produsul scalar dintre acești doi vectori, iar tot zic prostii, este V1X V2X plus V1Y V2Y. Practic înmulțești doar componentele care sunt pe aceeași axă. Și veți vedea că ajungi exact la același rezultat. Fiți atenți aici. Hai să tragem niște axe de coordonate. Facem niște axe de coordonate. Uite, le facem în culoarea asta gri. Asta este axa X și asta este axa Y. Ok? Atenție mărită. V1X este fix mărimea lui V1. V1Y egal cu 0. Deci, practic, partea asta nici nu o să mai facem. Partea cu Y. Dar cât e V2X? V2X este egal cu V2 cosinus de alfa. Asta e pur și simplu definiția unghiului alfa. Și atunci, vedeți că ajungem exact la aceeași valoare. V1, V2, cosinus de alfa. Problema e că tu dacă ești în clasa a noua, să zic, tu știi 3 cosinusuri de alfa. Știi cosinusuri de 45 de grade, de 30 de grade și de 60 de grade. Atâta știi. Tu când înveți regula asta cu V1, V2 cos de alfa, nu te ajută nicicum să ajungi la un număr. În cazul general, dacă lucrezi cu
componentele pe X și Y, întotdeauna poți găsi numărul. Okay? Și de fapt, cosinusul dintre doi vectori, la rândul lui, de fapt, este definit, zicem, cosinus din unghiul dintre V1 și V2, de fapt, el este definit așa. Produsul scalar dintre V1 și V2 împărțit la modul din V1, modul din V2. Așa este definit el. De fapt, e invers. Prima dată faci produsul scalar ca fiind suma acestor produse pe fiecare axă. Ok? Deci asta este formula cu care vreți să lucrați. Le învățați pe axă și lucrați cu ele pe axă. Și puteți verifica în mai multe cazuri. Deci am făcut adunarea vectorilor, am făcut produsul scalar. Într-un film viitor o să vă arăt și produsul vectorial, care exact pe asemenea principii este foarte, foarte ușor de calculat. O seară plăcută!